Inutil de spus, care sunt problemele Bucureștiului astăzi. Știm cu toții că se aruncă cu bani. Probabil Bucureștiul pierde 300 de milioane de euro pe an din contracte supraîncărcate și cheltuieli inutile. 300 milioane de euro pe an înseamnă o jumătate dintr-o linie de metrou. Bucureștiul în fiecare an progresează în clasamentul orașelor din lume sufocate de trafic, deși sunt în practic un oraș fără industrie și un oraș, ne batem cu Istanbulul și cu Moscova în situația în care noi suntem un oraș de 2 milioane de locuitori, practic cu o activitate economică foarte redusă. Este un oraș sufocat de trafic, este un oraș în care regia de încălzire centralizată Radet este în pragul colapsului și nu mai continui aici. Ce vrem noi să facem sunt trei lucruri importante. În primul rând, vrem să aducem administrația publică acolo unde ea trebuie să fie. Aducem experiența managerială a tuturor oamenilor pe care îi vedeți în spate ca să facă din administrația publică un mecanism de gestiune a banilor cetățenilor și un mecanism de rezolvare profesionistă a problemelor pe care cetățenii le au. Asta este prima promisiune și ea încadrează și este fundamentul pentru soluțiile la problemele uriașe pe care le are orașul. Apoi venim și găsiți în programul nostru, venim cu soluții concrete în care spunem cât costă și în cât timp pot să fie făcute. La marile probleme pe care le are orașul, venim cu o soluție concretă la problema traficului și în general la transportului. Venim cu o propunere concretă la marea problemă a încălzirii termice, venim cu o soluție concretă la ce înseamnă ansamblu de spații verzi, venim cu o soluție concretă la tot ce înseamnă activitatea culturală și în general de recreere a cetățenilor, venim cu o soluție concretă la problema educației, a creșelor, a grădinițelor, a copiilor care învață în trei schimburi și părinții practic trebuie să angajeze pe cineva ca să-i gestioneze. Toate astea sunt probleme reale pe care oamenii le au și care până acum au fost cumva ascunse sub preș și sau banii pe care noi toți îi plătim s-au dus pe chestiuni fantasmagorice sau pe panseluțe de 100 de lei.